spui Transfăgărășan, te gândești automat la șoseaua ce traversează coloana vertebrală a Carpaților Meridionale, masivul Făgărășan. Nu greșești dacă incluzi în gândul și Valea Bâlii, de-a lungul și latul căreia șoseaua coboară către Ardeal, ori Căldarea și lacul glaciar al Bâlii, unde câteva luni pe an, nu mai mult de vreo 3, locul se transformă în tradiția turistică românească într-un bâlci, ce personal îl detest. Mă bucur de o mare de nori și mă amestec printre oameni pe care de ceva vreme îmi doream să-i revăd. O nouă aventură mă așteaptă. Precizarea că elită 2-2 vor porni la 7:30. La 7:40 vor porni cursele scurte. S-a mutat în ziua 4, nu? Deci nu va mai da. I-ați auzit pe mulți spunând că 2014 este anul de creștere economice. Unii poate că v-ați înfundat de râs, alții au ridicat sprâncenele. Eu vă spun sincer că anul 2014 este anul de creșteri fără precedent al concursurilor de alergare montană. Sunt anumite concursuri în România unde trebuie neapărat să fii prezent. Nu neapărat datorită peisajului, deși asta este un factor esențial, cel puțin pentru mine, datorită organizării sau datorită obiectivelor principale pe care ți le propunem. La Carpe Diem, prieteni, în premieră ne aflăm în masivul Făgăraș la un concurs. Un concurs care se numește foarte, foarte fain. 2x2, da? Adică cele două vârfuri ale României, cele mai înalte, Negoiu și Moldoveanu, atinse de către o echipă formată din doi oameni. Pentru această ediție, eu și cu Horațiu din spatele ochiului magic, vă invit să urmăriți isprăvile noastre pe unul dintre vârfuri, pentru că o să vedeți voi de ce s-a ales ca anul acesta, 2014, 2x2 să nu fie chiar 2x2. Dar ne grăbim pentru că mai sunt 9 minute până la start și vreau să iau impresia celor care au venit la 2x2 și să-i întreb ce i-a determinat și mai cu seamă ce se așteaptă de la această cursă. Haideți să-i vedem și să povestim cu ei. 2x2, Carpe Diem. Da? Ok, deci nu mai aveți grijă buletinului, nu e acum obligatoriu. Să rămână, doamne. Din nou, pentru verificare, mergem către cortul scoasă și de acolo veniți pe bani, deci nu o să vă văd efectele. Noi oricum e prima dată. Tu, că le uite și la 2x2. Mai sunt 8 minute. Atât? Faptă mult astăzi. Da, haideți să mai vedem. Așa pe mine a fost ploaie, a fost urât, așa. Iar acum, la urmă... Pe coastă, nu am dat ușurile astea. De ce? Așa frustrat. Da, dar am înțeles că totuși e o mică frustrare în rândul participantului. De fapt, e chiar 2x2. Frate, acolo, voi să fie doar plecat. La cursa aceasta sunt foarte multe case. Da, e Sergiu Sadi! Uite, salut, Sergiu Sadi! Adi de la media ne-am întâlnit la 7500, ne-a plouat și s-a oprit cursa. Anul ăsta are tendență să plouă, așa că s-au gândit băieții să oprească cursa înainte. Adică cel puțin s-o taie o feră, nu? Da. Oricum, până am taiat-o a fost excelent. Am simțit pulsul competiției și până la urmă ce-a fost importante că am fost alături de prieteni, de oameni faini și de un eveniment. Dragă Adi, doar ăsta e la voi la Sibiu, nu? Ești acasă aici, în Făgăraș. Da, o să zic că da. De data asta ești invitatul tău. Da, lasă că facem ture peste tot în toată țara. Suntem proprietari peste tot. Foarte tare. Mulțumesc. Ciao. Ciao. Nu mai rămân
puține clipe să mă instalez în grupul ce urma să străbată creasta principală a Făgărașilor, un traseu de circa 18 km lungime și vreo 2000 de metri diferență de nivel, ce trecea pe lângă câteva frumoase lacuri glaciare și ajungea și pe cel de-al doilea vârf al țării, cu ai lui 2535 de metri. Ca de obicei, fără o încălzire prealabilă, particip la numărătoarea inversă și... Repede încep curterea astea. Da, prieteni, 2x2. Am trecut deja 10 minute în spatele meu, este Horatiu cu echipierul meu. Este o prăstie dâmbovițeanu-argeșeană, mai ales într-un găpuituri și vite. Lângă mine, în departe, se află ceilalți participanți. Cred că în jur de 200 și ceva de oameni, dacă nu mai vine. Primul urcuș și-a o capră, nu mult, dar e primul și de aia doare. Susținători aici de la Salvamont Sibiu, Ovidiu Tănase, ia să-l luăm puțin la întrebări. Neața, Ovidiu! Servus! Prietenul Ovidiu Tănase de la Salvamont Sibiu, e respectator de data asta, dar unul dintre cei mai focați. Da. Ce vă, dragule?
încerc să vă ajut. Cum o să fie frenat? Cred că o să urce de pe vale ceva nor și să sperăm că nu o să plouă până pe final. Dar e o speranță. Decizia scurtării cursei a fost una? Eu zic că e una foarte bună pentru concurenți și pentru securitatea. Eu știu că și voi ați insistat să ia în considerare prognoza meteo mai mult decât oricât. Da, noi am recomandat să se ia în considerare prognoza, că e mai important să se termine cu bine decât să deținem de același traseu și să fie... O ultimă întrebare, Ovidiu, că a început să bată vântul. Te vezi peste vreo 15 ani cu porta vocea asta așa? Zic în băiatului tău, haide! Evident! Asta răspuns! Mă văd alergând după el. Aha. Dai tată să spun ceva. Mă văd alergând după el. Da, prieten, Ovidiu, de la Salomon Sibiu. Ceea ce și urezi ție. Mulțumesc, dragule. Noi continuăm cursa pe creasta principală a Făcărașilor. Repere pentru Păcăraș Musai. Adi Veleanu și la cu cap. Da? Excelent. Iar acolo trapezul Viștea Moldoveanu, prieteni. Trebuia să ajungă cursa. Da, păi, e mai bine așa. Mușeteica, Arpașu. De fapt, denumiri pe care nu le poți înțelege decât dacă nu le parcurgi. E ca și la școală, când îți predau matematică, toate funcțiile alea și formulele, dacă nu le aplicai, uite ca curtanele. Dar adevărul este că Iliefratul descrie cărțile sale despre Făgăraș, fiecare toponimie a locului și a vârfului și de unde vine această fiecare denumire local. Înseamnă că a muncit omul la treaba. A muncit omul la treaba. Că nu e așa copipez ca cineva care copipe țara, nu? Da, citiți Iliefratul. Și mergeți pe munte. Și mergeți pe munte. Ca să înțelegeți Iliefratul. Exact. Nu, baftă! Hai să continuăm! Mai avem încă un urcuș. Din prima parte. Asta era pentru moralul celor din spate. După prima parte de urcare, mai serioasă, urmează o coborâre. Ar trebui să ne bucure, având în vedere că mai avem câteva urcușuri, cel puțin la dus către Negoiu, ca să nu ne mai pun pe cele de la întors, care sunt mult mai epuizante. Deci ținta noastră de astăzi este vârful Negoiu și nu numai a noastră, a tuturor celor care sunt în curs astăzi. Mai sunt și turiști pe traseu, trebuie să fim atenți. Evităm și mai ales la pietrele care pot fi degajate de cei din spate. Da? Sper să nu avem surprize. Hai să continuăm. Punctul de alimentare, să vedem ce se află aici. Salut! Salut! Noroc! Servus, servus! Carpe diem! Salutare! Salutare! Bravo, bravo! Bravo și vouă! Ia uite, nu-mi dat dacă servus! Cine e șeful IT Trib? Mihai, de la Accent. Mihai de la Accent? Ce avem aici? Cu ce v-ați pregătit? Cu dealegurii. Suntem cu piața. Suntem cu piața? Serviți, mă rog. E criză și aici sau? Cașcavale avem și lămâie, avem și portocale. Poate fi de cola, poate fi de apă, fi de izo. O mătrină, atenție. O mătrină, atenție, exact. O cremă de platoaș. Trebuie să mai iau. Haideți, haideți. Un izo. Oraciul de serviciu. Să vi se ajute acolo. Bagați izo. Bă, ajutăm. Mai puneți, mai aduceți pahare aici pentru noi. Hai să vin acolo la pahare, da? Servus. Dai două vorbe. Da. Ce faci? Bine, foarte bine. De ce ești aici?
Să ajut. De ce să ajungi într-o țară care nu pune preț pe voluntariat decât așa, aici și acolo? De ce să ajungi? Păi, dar nu fiind bon de credințe. Așa vreau. Cine ești tu și de ce te afli la 2x2? Simona, îmi pare bine. Sibiu? Da. Eu am făcut școala la Sibiu și atunci stau mai mult cu tine de vorbă. Da, Simona... Mai de curând în Sibiu. Mai de curând. Simona, ce să zic, baftă tuturor și felicitări pentru munca voastră de aici. Fără oamenii ăștia care stau în posturi și care se pregătesc pentru concurs, concursul ăla, aparent. Și voi sunteți o rotită nevăzută acum. Da, baftă, Simona. No. Ciao. Ia o apă aceasta, că... Da. Deci, aceasta este echipa Setilă și Fomilă. Eu partea mai lentă. Așa, partea lemnoasă și partea feroasă. Acolo în față sunt două vârfuri peste 2500. Deci pe scălțuni nu ajungem la ele, ajungem mai sus decât ele. Păraciu, pregătiți? Hai să mergem. No. Gata, am plecat. No. Hai, ne revedem. Ciao, ciao. No. Ia uite, turiști pe Făgăraș. Da. Cea mai mare bucurie, prieteni, în afară de curse, să te întâlnești pe creasta Făgărașilor cu dâmbovițeni. Păi bune, chiar dacă nu ținem foarte mult la patriotismul local, avem aici doi băieți din Ploiești. Ploiești, Prahovanda nostru și Dâmbovița. Gura Omniței. Wow, de unde? Să trăiască de unde și mama, la Muntea Mamă, ca păstier Sfântă Mărie. Da, Făgăraș, creasta Făgărașilor. Da. Știți cursa asta? Ați auzit de ea? Am auzit. 2x2, anul ăsta s-a... S-a micșorat ca urmarea pe mine. Voi unde mergeți? Mergem până pe Negoiu și înapoi. La Bâlea după aceea, nu? La Bâlea și retur către casă. Astăzi? Astăzi. Ok, drum bun, baftă și... Mulțumim. Mă bucur că vă... Ceau, baftă! Ceau, ceau! Mersi! Da. E ca în anii 80 la coadă la... La lapte. Nu avem cartele. Era de așteptat să se stranguleze în anumite porțiuni, unde sunt cabluri. În primul rând, contează să fie siguranța tuturor concurenților și apoi rezultatul. Suntem undeva între Laița și Lăițelul. În cifre pot să spun că suntem la primul sfert al cursei. E bine, e soare, avea și puțin vântul, dar organizatorii au spus că undeva după ora 12 se așteaptă la ploi și chiar la descărcări electrice. Asta a fost motivul pentru care au scurtat cursa. Ia uitați ce peisaj frumos se vede. Ia uitați. Ăștia sunt oameni cu care România se poate mândri. Hai! Cum e până aici? Frumos. Greu? Greu. Dar frumos. Dar frumos. Și o fată ce spune, ok? Ok. Prima oară? Prima oară. Și în ultima? Nu. Nu. Sper să nu. De nedescris. Experiență unică. Vârful Lăițel? Aici o coborâre
frumoasă și destul de abruptă până la lacul Călțuș, la refugiu cu același nume. Unde e lacul Călțuș? Cel din față. După care urcăm pe Negoiu. Da, deci dumneavoastră. Cu siguranță. Mare de nord către zona nordică a Transilvaniei, sudul Transilvaniei mai exact, către țara Făgărașilor. Muchia Tunsului, Piscu Bâlii, ce să mai... Muchile nordice ale Făgărașilor, nu prea ai timp de ele la cursă. Dar trebuie să-ți faci puțin timp ca să respiri și ca să te bucuri de peisaj. Asta e și motivul pentru care particip. Coborâm către Călțul. Horatiu, a ajuns el. Cum e, Horatiu? Maftă, e bine. Da, hai să coborâm. Lacul Călțun, am făcut o oră și 48 de minute mi se șoptește din spate, nu din cască, da? Da? Oră 48. Ne simțim bine, dar iată că am privilegiu să vedeți la emisiunea Carpe Diem, prieteni, cel mai bun târgoviștean la alergare montană, Andrei Dumitrescu, Silviu Bălan, brașovean. Hai băieții, haide! Bravo! Bine! Da, sunt primii la echipe. Cum e? Mort. Da, prieteni, suntem în strunga Doamnei. Cum aici? Da, cred că a fost o doamnă tare urâtă de bărbați sau viața ei. Aici s-a aglomerat traseul pentru că unii urcă, adică eu. Majoritatea coboară. Și majoritatea nesemnificativă, dacă trebuie să coboară. Da? Trebuie să fim atenți aici, să le dăm prioritate celor care coboară, pentru că își pot controla mai greu opririle. Baftă, uite-l! Servus, Carpe Diem! Bravo, mare, stai că poți! Hai și tu, bravo, baftă! Bine, Mircea, bravo! Bravo! Da. Bună, Paula! Bravo! Salut! Salut, Coane, bravo! Hai! Și salvăm în Dâmbovița, Joa Badea, foarte bine! Bravo! Și în spatele meu, Horatiu, bravo! Cum e, Coane, bine? Da, merge! Perfect, hai, dă-i! Iată, prieteni, și zona argeșeană a Făgărașilor. Ultimii metri până pe Negoiu. Da. Nu l-am mai luat. E premieră pentru mine, n-am mai ajuns. Ia uzi. Da? Da, avem aici premieră. Foarte greu, dar frumos. Felicitări. Bravo. Vârful Negoiu, perspectiva către zona înaltă a Făgărașilor e destul de faină, se vede Vișta Moldoveană, trapeziu, și către vest, Ciortea, Cerbota și Amd. Da? De aici vom coborâ. Da, vom și urca.
Vrați, hai de-l face să spui două vorbe. Hai să vedem. În primul rând, cum te simți? Super. Timpul îți convine? E ok. Te simți bine, bulanele, da, mintea, corazonul? La ritmul ăsta facem de două ori toată dura de două ori. Vai de mine, la ritmul ăsta, la ritmul ăsta... A zis Horaciu. Da, prieteni, el este Horaciu, vede la Pitești. Cealaltă jumătate, proaspăt nefumătoare a echipei. Are 3 luni și ceva de când nu mai fumează. Eu am 2 ani și uite ce înseamnă să nu fumezi. Încerc să alegi pe multe și tot doi. Baftă! Tuturor, baftă și celor care organizează și salvamontului de aici din zonă. Îi mulțumim, baftă la toți, cele bune! Zâmbea și la urcare, când am urcat în șaua Capra. Acum pe vârful iezerul Capra, același video de la Salvamont Sibiu. Omul cu portavocea în ediția de anul ăsta de la 2x2. A fost bine, niciun incident, nu? Din cunoștințele mele, niciun incident până acum și la fel ar trebui să fie și până la finish. Asta se va întâmpla. Da, coborâm. Ață către Bulealac. Ciao, video, mulțumim. Servus, servus. Ciao, ciao. Ne vedem jos. Ciao, ciao, mulțumim. Felicitări, băi, 240. Horaciu Bravcea și Marius Popescu. Felicitări, băi. Horaciu! Pentru mișinii date! La linia de sosire mai rămân preț de câteva minute, unde a ajuns să pot vedea finish-ul, familii fericite, a domnului Stan Turcu, un exemplu pentru tânăra generație. A unui zâmbet molipsitor și să povestesc cu Florin. La 2x2-2014 a adus lume grele astăzi la start. O să-l vedeți pe podium. Este un moment nefericit cu premia, dar este singurul lucru pe care nu putem controla. Suntem foarte mulțumiți și sperăm că tot va simți bine. Și cu siguranță asta am făcut an de an, am crescut și sperăm că se vede lucrurile astea și vrea să crescem în continuare aici. Da, Florin, îți mulțumesc! Prieteni, a fost 2x2, eu am fost pentru prima dată aici și vreau să vă spun, nu că sunt organizatorul de față, nu voi mai veni și anul viitor, pentru că, într-adevăr, Făcărașii sunt fericit o masiv care trebuie parcurs de către oricine cunoaște muntele, iar dacă ai și talentul să alergi în Făcăraș, te consideră un alergător. Pentru puțin. Da, prieteni, până săptămâna viitoare, vă spun eu și Florin să vă spun să aveți grijă de ce-i place. Cele bune!